Unii absolvenți tratează în continuare cu imaturitate bacalaureatul, considerat de altfel un examen al maturității. Unii nu se prezintă la examen, iar alții apelează la căi mai puțin cinstite. Ieri, la proba scrisă la limba și literatura română, un elev a fost prins că avea asupra sa o fițuică, motiv pentru care, conform reglementărilor, a fost eliminat din examen pentru fraudarea probei. Mai grav este faptul că elevul cu pricina nu mai poate da bacalaureatul decât anul viitor la sesiunea din toamnă. Pentru proba de limba și literatura română, în județul Hunedoara am avut înscriși 2264 de candidați. Am înregistrat un număr de 40 de absenți, deci 2224 de candidați au fost prezenți. Iată un procent mare în ce privește prezența, 98,23%. Nefericire, a spune eu, am avut un candidat care a fost eliminat pentru fraudă din examen. Nu a înțeles că trebuie să respecte cu strictețe aceste instrucțiuni, prin urmare a fost eliminat și suportă consecințele conform legislației în vigoare, nu mai poate susține acest examen în următoarele două sesiuni. Este din promoția curentă candidatul respectiv. În rest, nu au fost alte probleme în niciun centru din județul Hunedoara. Nici ziua de astăzi a examenului de bacalaureat nu a fost scutită de surprize. Cu aproape 30 de minute înainte de expirarea celor 3 ore alocate probei obligatorii a profilului, s-a produs o pană de curent care a afectat pentru câteva minute bune zona centrală a municipiului Deva, inclusiv inspectoratul școlar și cele două centre de examinare din Deva. Din fericire, pana de curent nu a afectat sistemul informatic. Deci am avut cele două centre în Deva, pentru că doar despre Deva este vorba. Am ținut permanent legătura cu președinții din cele două centre. Nu au fost afectate laptopurile, deci prin urmare nici înregistrările audio-video. Și categorii, trebuie să vă spun că am luat legătura imediat cu doamna prefectă a județului Hunedoara, care la rândul ei a contactat reprezentanții operatorului de curent și lucrurile s-au remediat în scurt timp. Examenul de bacalaureat continuă joi, 4 iulie, cu proba la alegerea profilului și specializării, iar vineri, 5 iulie, cu proba scrisă la limba și literatura maternă. Afișarea rezultatelor finale după rezolvarea contestațiilor se va face în 12 iulie.